Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Ne aflăm astăzi în comuna Nufăru și am, nu ca de obicei, un invitat, ci doi invitați. Bun găsit domnului primar Ion Dănilă și domnul viceprimar al comunei Nufăru, Ciprian Ionunț Solomencu. Domnilor, astăzi v-am invitat în această emisiune pe Tulcea News pentru că aș vrea să discutăm puțin despre proiectele pe care le-ați realizat ca și echipă de altfel și cum aceste proiecte ajută comunitatea locală. În primul rând aș vrea să intrăm abrupt în problemă și să discutăm puțin despre partea aceasta de infrastructură. Nufăru, cu comunele arondate are nevoie, da, satele arondate are nevoie de drumuri, dezvoltarea ne cere acest lucru. Oamenii nu vor să mai aibă noroi la poartă și ați reușit acest lucru ușor, ușor, fie din fonduri proprii, fie prin fonduri europene, fie prin alte resurse, ați reușit acest lucru. Care mai este stadiul la ora actuală? Câte drumuri ar mai fi de asfaltat sau câți kilometri ar mai fi de asfaltat în localitate? Deci putem vorbi pe raza comunei la un 60%, un procent de 60% drumuri neasfaltate. Cea mai delicată problemă o avem în satele Victoria și Ilganii de Jos. Dar un nou proiect care îl demarăm în luna martie, sperăm, dar sunt convins 100%, că și aceste sate vor primi câte un kilometru, aproape 2 kilometri de asfalt, de asfaltare, pe străzi. Putem vorbi de acest program deoarece este un program pe IT, pe fonduri europene, este un program de 1 milion de euro, ca și kilometri, deci în jur de 6 kilometri de străzi cu trotuare vor fi reabilitate. Acestea vor fi împărțite în toate cele 4 sate. Malcos circa 2 km, Nufăru 3 km jumate, Victoria, cum am spus mai devreme, 1 km și plus Ilganiu 1,2 km. Deci este un program pe fonduri europene, dar și instituția noastră trebuie să vină cu cofinanțare. Cofinanțarea se ridică și ea la o sumă. Deci partea noastră de contribuție poate să fie în jur de vreo 200-300 de mii de lei, să vedem cum putem face rost de acest bani, deci, pentru că astea sunt regulile și trebuie să nu ne abatem de și la ele. Și resursele sunt totuși limitate. Resursele fiind limitate, finanțarea anul acesta se arată a fi puțin mai slăbuță față de anii anteriori. Sunt lucrări în desfășurare și atunci trebuie duse la bun sfârșit. Deci asta aceste lucrări, indiferent se întâmplă, trebuie duse la bun sfârșit. Absolut. În momentul în care, eu știu, vă întâlniți cu oamenii pe străzi, sunt mulțumiți de ce s-a făcut până acum, ce vă spun din acest punct de vedere? Pentru că se văd trotuare, se văd străzile începute deja și așa mai departe. Care e reacția oamenilor? Reacția oamenilor poate să fie destul de plăcută, dar intervine și pe altă vorba cetățeanului din sat, dar la noi când ajunge. Așa este. Deci nu avem acoperit în totalitate în toată comuna asfalt, dar preconizăm în următorii ani pe noile programe de investiții, ușor, ușor să ajungem la un nivel de 100%. Aici vreau să mai arăt, deoarece Malcociu și Nufăru are și serviciu de apă, canal și plus servicii de canalizare. Deci lumea trăiește în condiții foarte, foarte bune. Dacă mai aveți, dacă ai asfaltul la poartă, putem spune că are condiții de oraș. Comuna fiind foarte aproape de municipiul Tulcea și pretențiile oamenilor cresc. Absolut. Am trecut la iluminatul stradal cu fonduri proprii, care îl facem cu toate lămpile schimbate, nu mai este bec, numai cu LED-uri, lumina fiind mult mai plăcută și... Și până la urmă economie la buget. Până și plus că facem economie prin aceste LED-uri, cu un bec de 60 de wați, cu o lampă de 60 de wați, producem economie fantastică, aproape la jumătate. Ce să mai discutăm față de becurile de 100-120 de wați. În afară de programul de iluminat, ceea ce lumea asta e dezvoltată în toată comuna, am dezvoltat acest program, dar vă spun pe fonduri proprii. Am demarat un alt proiect în afară de asfaltare, am avut de reabilitat pe Gal
tot pe fonduri europene, Gal Delta Dunării, două poduri, reabilitare, două poduri Malcoci. Ne mărturisați înainte de emisiune că acolo ați avut niște probleme, o zonă în care apa a crescut atât de mult încât au fost luate chiar și mașinile din jur și așa mai departe. Deci, cu siguranță era nevoie, mai mult decât atât, erau niște poduri vechi, făcute din lemn, care nu mai rezista mult timp de acum înainte și atunci pentru siguranța celor care traversează acea apă aveați nevoie de niște poduri făcute serios, ca să zic așa, de la bun început. Cât durează această lucrare? Am văzut că unul dintre ele este gata și se poate circula pe ele, celălalt este și el construit, dar acum este în faza de, inițială, de imediat după turnarea betonului. Da, această investiție, vă spun, era strict necesară, reabilitarea celor două poduri din satul Malcoci, care traversează acea ravenă din mijlocul satului, deoarece în fiecare an întâmpinăm la ploile cu aluviuni mai multe și cu cantitate mai mare de apă, mari necazuri. Anul trecut, deci în 2019, chiar am avut situația când acel spațiu de ravenă a fost depășit, apa inundând șoseaua, grădinile oamenilor, ceea ce era strict necesar pentru reabilitarea acestor două poduri este pentru că traversarea, satul este așezat peste aceste două poduri în proporție de 80% în această zonă. Deci era musai nevoie ca acele poduri deteriorate din lemn, care aveau o vechime de probabil 15-20 de ani, trebuiau reabilitate. Vreau să vă spun că primul pod este în proporție de 99% reabilitat, podul numărul 2 este în proporție de 70-80% și preconizăm că până la sfârșitul lunii aprilie acele două poduri vor fi funcționale. Odată cu aceste poduri, localitatea are potențialul să se extindă și mai mult. Este oricum o zonă în care, domnule viceprimar, poate ne puteți spune, din punct de vedere al unui tânăr care își dorește să plece din Tulcea, poate să meargă într-o zonă unde să aibă și curte, unde să aibă o casă, unde să, nu neapărat să crească animale, dar să aibă confortul de la bloc, așa cum îl găsește aici la Nufăru, dar să aibă și toate facilitățile, evident, dar să aibă și spațiul și aerul curat, nu al unui oraș, ci al unei localități rurale. Cum vedeți, din punctul nostru de vedere, toată această expansiune a localității? Este de bun augur? Sunt oamenii mai pretențioși odată ce se întâmplă acest lucru? Nu cred că sunt foarte pretențioși. Noi ne-am dat străduința, bine, este loc și de mai bine de fiecare dată. Încercăm acest lucru, să ținem pas cu toate nevoile cetățenilor. Cum a spus și domnul primar, asfaltarea, programele acestea de asfaltare sunt niște proiecte foarte mari, cu sume foarte mari în joc, durează și foarte mult, avize, știm foarte bine, mediu, cultură și alte chestii. Totuși, într-adevăr, cetățenii sunt puțin nemulțumiți, nu știu, deoarece știți foarte bine că stresul ne iasă. Da, de zi cu zi, munca, atunci când vii acasă, probabil vrei să ai condițiile necesare în localitate. Boala secolului, ce să vă spun, când se arde și un bec, acum știți, imediat pune mâna pe telefon. Asta e realitatea, noi știm și primim telefoane și la 10 seara, sau când scapă omul de la muncă, s-a ars becul, când vine, a trecut o săptămână. Nu se rezolvă chiar așa pentru un bec. Și într-adevăr, acum și cu pietruirea, multe lume spune, băi, lăsați, hai măcar asfalt, când o veni? Noi le explicăm, uitați, demarăm proiecte, hai măcar piatră mai aduceți. Într-adevăr, și cu piatra asta avem o problemă, știți foarte bine, domn primar, aveam o carieră, am intrat în insolvență, vom fi nevoie să căutăm piatră din alte părți. Și, ce să zic, văd că Nufăru și Malcociu se extinde din ce în ce mai mult. Mulți cetățeni au grădinile foarte mari, au îmbătrânit, nu pot să mai lucreze, își vând grădinile, vin oameni tineri de la Tulcea, vin cu idei noi și e de bun augur să ne mărim populația demografică, ne ajută și pe noi la multe chestii, Plătesc mai multe taxe și impozite dacă vin aici, atunci toate aceste venituri în plus la primărie vă ajută să dezvoltați localitatea. Bineînțeles. Și sumele primite de la guvern în funcție de
câți locuitori avem și sperăm în continuare să mai demarăm proiecte, să fie din ce în ce mai bine. Din acest punct de vedere, atunci când vin tinerii în localitate, și vă adresez întrebarea asta mândurora, atunci când vin tineri, au copii și atunci următorul subiect logic de discuție este ce se întâmplă cu educația. Investiți în educație, ce se întâmplă cu școlile în localitate. Înțeleg că școlile din două localități sunt acum în curs de reabilitare. Care este stadiul acelor proiecte? Când, eu știu, când sperați să le vedeți într-un fel sau altul finalizate? Deci eu pot să vă spun că suntem în faza licitației la proiectele tehnice. Cred că luni s-a terminat cu ele, vom ști câștigătorii proiectelor tehnici, cine vor câștiga până la urmă. Va câștiga această licitație de a realiza proiectul tehnic și după aceea urmează imediat. Sperăm și noi în maxim 2 luni să scoatem la licitație pentru constructori. Este vorba de o construcție de la zero sau reabilitare? Nu, reabilitare. Deci la Malcoce este reabilitare, valoarea investiției în jur de 400.000 de euro. Deci un veliș cu centrală termică, teren de sport. Malcociu se numește, este școala Ion Creangă, clasele gimnaziale numai 1-4. La Nufăru vorbim la școală reabilitare de o investiție de 1,2 milioane de euro. Asta presupune și o, în afara școlii, reabilitarea școlii și o nouă sală de, o sală de sport, teren de sport și un corp didactic adiacent clădirii. Deci investiția este foarte mare în aceea stadiu, deci v-am explicat mai devreme, suntem în stadiu licitații pentru proiectare, proiectului tehnic. Sunt ambele școli în același stadiu și preconizăm ca în cursul anului 2020 să înceapă reabilitarea acestor școli. Am văzut, și acest lucru nu este de neglijat pe drumul încoace, am văzut microbuze școlare noi, un microbuz nou-nouț în care copiii au tot confortul pentru a merge de la școală acasă sau de acasă până la școală. Avem două. Domnul viceprimar, este o investiție pe care ați realizat-o și iată acum de ea beneficiază copiii. Părinții sunt mai liniștiți că le ajung copiii în siguranță la școală. Bineînțeles, dispunem chiar de 2 microbuze, unul momentan necesită mici reparații. Da, într-adevăr, deci cu părinții sunt foarte în siguranță. Bine, mai sunt și un părinț care își mai aduc copiii singuri la școală, mă rog, din diferite motive, îi aduc mai devreme. Și ce să vă spun, cred că... Au toate condițiile, cu siguranță, acolo. Să spunem, da. Totuși, vreau să mai precizez, avem și grădinița din satul Malcoci, care e și aceasta în reabilitare. Momentan, stadiul lucrărilor undeva la 60%. Cred 80, că sunt. 80. 80, da. Dar momentan s-au blocat, că fiind prin PNDL, o vedea, nu știu, o să facem și noi presiuni, să vedem ce se întâmplă, că trebuie să deblocăm, deoarece și doamna directoare de la școală a început să strângă semnături și cereri cum vom dori să facem această clădire, această investiție, cu program prelungit sau un after school. Ce își doresc oamenii mai mult, așa, din ce ați discutat cu unii și cu alții? Da, cred că își doresc cu un program prelungit, da. Pentru ca cel de-al doilea părinte să poată să ducă la servici. La 12 nu prea pot mult să-și ridice copiii, să ia de la școală. Vom încerca acest lucru. Să vedem. Un alt proiect de suflet pentru echipa de la primăria Nufăru. Am mers înainte de emisiunea acolo și ne-ați arătat șantierul și v-am simțit așa, eu știu, v-am văzut că discutați, v-am văzut cât de implicați sunteți în acest proiect și știu că este un proiect de suflet, este cel al dispensarului. Un dispensar care nu este reabilitat, nu construiți pe o ruină, ca să spun așa, ci porniți totul de la zero. Veți avea unitate medicală nu numai modernă din punct de vedere al construcției, dar și al dotărilor necesare pentru anul 2020. Da, într-adevăr, deci va fi o construcție nouă, suprafața utilă 219 metri pătrați, dotată cu sală de așteptare, bucătărie, cabinet stomatologic, cabinet medic, punct farmaceutic, sale de tratamente. Sale de tratamente, deci dotată cu aparatură ultramodernă. Spațiu destul de mare pentru, nu știu, poate pentru viitor, domn primar, nu știu, și un mic părculeț,
pentru copiii care vin la dispensar, avem destul spațiu. Ce suprafață ar avea terenul acela acolo? 3100 de metri pătrați suprafața. Bun, deci acel teren poate fi amenajat chiar și cu, eu știu, băncuțe sau pomișori și așa. Bineînțeles că ne vom ocupa de acest lucru. Și să aibă un aspect foarte, foarte plăcut, deoarece e la șosea, la drumul județean, va avea un aspect foarte... Cum arăta sau, eu știu, cum arată fostul dispensar? Cum e, ce fel de grijă putea să aibă un medic în vechea clădire de un pacient? Deci putem vorbi de vechiul dispensar. V-am spus, normele de igienă nu ne mai permite avizul Direcției de Sănătate Publică și am fost și nevoiți ca să luăm această măsură. Și de-aia am și intervenit și acest dispensar este realizat cu forțe proprii. Deci din banii, din bugetul local. Cred că sunt invidioși alți primari când aud acest lucru. Păi da, sunt invidioși, dar eu vă spun că adun acești bani de 5 ani de zile. Deci așa v-ați permis să-l aduceți și să realizați? De 5 ani de zile, ban cu ban, am păstrat în excedent. Momentan, eu cred că anul ăsta ne vor ajunge banii ca să putem și... achita și plăti. Mă îndoiesc să nu se ajunge investiția în totalitate? Investiția ajunge aproape la 1.000.000 de lei. Și acești 1.000.000 de lei, eu știu, vă ajung și adică pentru partea de construcție? 900.000 de, da, 1.000.000 de lei. Da, și vă ajung și pentru partea de construcție și pentru și, dotare? Și pentru, și pentru. Deci așa este prevăzut proiectul, în jur de 980.000 de lei. Atâta este proiectul. Vreau să vă întreb, atunci când discuți de unitate medicală, marea problemă este forța de muncă, asistent, medic și așa mai departe. Cum îi convingeți? Este mai ușor să-i convingeți atunci când aveți o clădire nouă, nu, să zic așa? Noi avem un medic care văd că pune suflet, medic de familie, pare paraza comunei, e îndrăgit de populație, văd că își face datoria cu prisosință. Cred asistente medicale, avem și asistent comunitar în satul Malcoci, ceea ce am dorit în afară de asistent comunitar din satul Malcoci și medicul, asistentul medicului, să mai înființăm un post de asistent comunitar și la nivelul comunei Nufră pentru a servi satele Ligan și Victoria. Rămâne în perspectivă să intrăm în discuții cu Direcția de Sănătate Publică, dar eu cred că rezolvarea este în jur de 99% în cursul anului 2020. Mai vreau să spun despre acest dispensar că era strict necesar, condițiile de a locui și de a intra într-un mediu sănătos, ori mergi la un dispensar, ori într-un mediu deplorabil, deci lăsa un gust amar oricărui om care practica, care intra vrând nevrând, avea nevoile dumnealui să meargă la dispensar. Absolut, și era vorba și de integritatea fizică. Atunci când ai o clădire veche, da, oricând poate să, eu știu, aibă o problemă cu acoperișul și așa mai departe. Foarte multă lume mi-a reproșat că de ce l-am reabilitat. Eu mi-am impus punctul meu de vedere și am spus terminăm cu clădirile vechi. De peste 100 de ani, reabilitare pentru ce? Pentru un cabinet medical nu se poate. Și a fost nevoie să ajunge și lumea a înțeles până la urmă și va înțelege, cred că, foarte bine ce înseamnă o clădire nouă și înseamnă o clădire reabilitată. Dar eu cred că e un proiect care am ținut la el și, mulțumesc lui Dumnezeu, cred că am și reușit să îl demarăm. Domnule viceprimar, am văzut că ține și vremea cu noastră, până la urmă. Reușiți să lucrați la el chiar și în ianuarie. Am văzut echipa de muncitori din decembrie. Și în decembrie, da, iată. Da, știți cum e, o vorbă, un loc râde, altul plânge. Cei din construcții sau noi ca primării ne bucurăm că putem să ducem la bun sfârșit acest proiect cât mai repede. Agricultorii secetă, plâng, asta e ce să facem. Nu știu, poate bunul Dumnezeu o să dea și pentru ei o mică zăpadă, o ploaie. Și... Important este că se lucrează și că această lucrare, când ar putea să fie gata dispensarul? Până la sfârșitul anului. La sfârșitul anului 2020, acest proiect va fi definitivat. Nu vreau să încheiem emisiunea până să vă întreb, eu știu, ce vă doriți mai mult? Care ar fi următorul proiect de suflet? Acesta cu dispensarul este aproape gata sau ați început și îl vedeți deja finalizat până la sfârșitul anului. Care ar fi următorul mare proiect sau, eu știu, dacă sunt mai multe, mai mici pentru localitate? Ce e important pentru oameni și vreți să realizați în perioada imediat următoare? Deci, ca proiecte rămâne în continuare, unul din cel principal rămâne infrastructura.
infrastructura, indiferent ce se întâmplă, deci trebuie să ne axăm pe toate proiectele cu fonduri europene, să ne axăm pentru infrastructură. Pentru că la nivel național văd că programele de PNDL-ul de dezvoltare locală văd că s-au cam subțiat și nu mai funcționează. Deci ne putem agăța numai de fonduri europene. Și preconizăm că în nou exercițiu care va veni, cred că în 2020 acum, să ne agățăm și noi măcar de minim 1 milion de euro pentru continuarea problemelor de infrastructură. Dar mai vreau să spun altceva. Eu mi-aș dori foarte mult, chiar dacă nu voi mai fi eu primar, că cetățeanul alege, nu eu mă aleg, aș dori ca proiectele, un proiect chiar mare dezvoltat de mine a fost darea unor terenurilor tineretului pentru să-și facă locuri de casă cu titlul gratuit. Eu cred că extinderea cu încă 5 hectare, cu încă 100 de locuri în satul Malcoci, cred că n-ar lăsa de dorit. Dacă se poate, acest proiect poate fi adus și în satul Nufăru, dar aici stăm mai prost cu terenul, aici nu prea știm și nu avem utilitățile apropiate, dar ca urmă, un alt proiect important, vă spun, de ce vă spun acest lucru? Deci avem demarate la Malcoci un proiect pentru tineret, pentru locuri de casă cu titlu gratuit de 500 de metri pătrați, în jur de 154 de locuri, de loturi. Ele sunt aproape în întregime construite, deci în proporție de 60-70%. V-au cerut tinerii aceste lucruri? Simțiți nevoia? Vă spun, sunt cerințe fantastic de multe. Noi mai avem zeci de cereri care stau la dospin pentru că nu avem de unde să le... Care ar fi criteriile? Adică până în ce vârstă pot să ceară aceste până trene? În 35 de ani, vine cu domiciliu să fie pe raza comunei Nufăru, fac cerere și primesc un lot de casă de 500 de metri pătrați. Domnul viceprimar, vă încadrează la criterii. O să cereți în astfel de teren? A și cerut. A și cerut. Da. Și 2011 am ținut, bine, soția, pe numele soției a fost. Mi-am și reușit să o ridic până la roșu, mai am ceva de lucru, știți cum e. Important este că rămâneți aici în localitate, veniturile noastre rămân în localitate, localitatea se dezvoltă datorită tuturor acestor tineri care vin cu forța lor de muncă, vin cu copii, de ce nu, întineresc cu alte cuvinte localitatea prin toate aceste proiecte. Deci ar trebui să ne îndreptăm foarte mult spre acest cartier al tineretului de la Malcoci. Deci 150 de case, 160 de case, e un grup mare de tineri, ceea ce nivelul de, mă refer la infrastructura care trebuie imediat. Noi am reușit să le aducem apă potabilă. Anul 2019 am terminat și programul de adus energie electrică pe fondurile primăriei. Investiția a fost de 300 și ceva de mii, de 3 miliarde și jumate, 3800 de vechi. Investiție importantă. Deci tot pe fonduri proprii rezolvată și această investiție, deci la ora actuală au apă și energie electrică, ceea ce e un lucru mare. Rămâne canalizarea și drumurile. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Avem aici, după cum vedeți, experiența domnului primar, avem tinerețea și puterea de muncă a domnului vice, împreună o echipă care poate să ducă mai departe aceste proiecte, indiferent de ce se va întâmpla la alegeri, oamenii trebuie să înțeleagă că un proiect nu se face peste noapte, un proiect are nevoie de avize, are nevoie de toate aceste lucruri și atunci toate aceste lucruri se fac în timp, iar experiența unui om, puterea de muncă a altuia, o echipă care împreună poate să ducă aceste proiecte, poate să ajute localitatea Nufăru cu toate, comuna Nufăru cu toate localitățile care țin de aceasta și poate să o ducă mai departe, poate să o întinerească dacă este cazul, să-i facă tot confortul omului de rând, să-i facă tot confortul pe care l-ar avea în Tulcea sau în alte orașe din județul Tulcea. Eu vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Și noi vă mulțumim. Și sper să ne vedem atunci când le aveți realizate pe parcurs, să-mi spuneți, gata, am reușit să rezolvăm și cu dispensarul sau cu următorul proiect, trecem la un alt proiect, în așa fel încât localitatea să se dezvolte și oamenii să se bucure și să aibă toate facilitățile de care au nevoie aici la ei, lângă casă. Cred că vă vom chema când începem programul de infrastructură, cu siguranță veți fi invitații noștri. Și atunci poate bem și un suc cu paiul
pe terasa de la Steaua Apelor, care acum este închisă. Vă așteptăm cu mare plăcere. Vă mulțumesc mult, domnule primar, domnule viceprimar. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Am fost în Comuna Nufăr, o comună care, iată, este în dezvoltare, în care sunt proiecte în lucru. Așa cum spuneam, proiectele nu se fac peste noapte. Este nevoie de muncă, de pricepere, chiar și de banii proprii strânși de-a lungul a 4-5 ani pentru a realiza o investiție importantă pentru comunitate. Atunci când nu ai resurse din alte părți, iată că banii bine administrați pot să aducă proiecte importante, un dispensar pentru care sunt convins că, eu știu, orice primar ar fi invidios, iată că se poate face și din resurse proprii. Eu sunt Adrian Boioglu, ați urmărit emisiunea de la Tulcea News, vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem data viitoare. Eu vă doresc o zi mai bună!